Unii nominal va inversa raporturile de putere în cadrul partidelor politice. În plenul celor două camere, băncile au fost ocupate în cea mai mare parte, dar nu de senatori, ci de simpli invitați. Situația a fost cu atât mai interesantă cu cât nici președintele Senatului Nicolae Văcăroiu și nici Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților, nu și-au asumat ordinul de a participa la mesajul președintelui. Senatorii și deputații PSD, PRM și PC au boicotat ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului dedicată mesajului președintelui României. Conform regulamentului, celor două camere reunite ale Parlamentului, discursul președintelui de astăzi ar fi trebuit amânat în lipsa cvorumului. Cate cu acest mesaj n-a ajutat cu nimic la limpezirea lucrurilor, la destinderea climatului, ba din contră. A venit crispat, a venit cu o intenție parcă să-și ceară un fel de scuze, dar n-a dus gândul până la capăt și a ieșit până la urmă tot precipitat să mușrulească el întreaga clasă politică care nu e capabilă să se reformeze, chiar și cei tineri care vin, reiau năravurile celor mari. Avea nevoie de un mesaj pentru așa ceva? Asta aștepta lumea de la președinte. Adică e penibil modul în care s-a prezentat astăzi președintele. Așa, după cum ați putut constata, întreaga opoziție a făcut pasul la 18 și l-a boicotat pe Traian Băsescu. El este în plină procedură de derulare a suspendării sale din funcție. Nu mai are dreptul moral să se adreseze unui parlament pe care îl jignește de dimineață până în seara. El este principalul mafiot din această seară. Iată rechizitorul Flota, are sute de pagini. Asta rechizitorul Flota, Monica Macovei și cu ceilalți, întâi să lămurească modul cum au dispărut sute de nave, toată flota comercială a României din cauza lui Traian Băsescu. În sarcina lui se reține o fraudă de peste 300 de milioane de dolari. Dar nu le-a vândut chiar pe toate, pentru că vreo câteva zeci sunt ale lui, cu pavilion străin, mascat, și ele fac cărăușie sau taximetrie pe mările și orașele lumii. Și aduc navele astea și ei aduc lui zeci de milioane de dolari pe an. Deci infractorul numărul 1 al României îndrăznește să vie în Parlament. El a căutat scandal, de-aia noi eram informați, de-aia am făcut pasul la offside, a vorbit la bec, erau numai câțiva aplaudați dintr-un anumit partid, care vă asigur eu că nu va mai intra în Parlament. Ședința a fost ilegală și anticonstituțională, nu a existat quorum de ședință. De asemenea, enunție Constituția, zice că el consultă Parlamentul, dar ședința nu era condusă nici măcar de unul dintre președinții celor două camere, nu s-au consultat liderii grupurilor parlamentare, nu vine fiecare bețiv după șanț sau de la cârciumă și zice v-am consultat și mă duc să mai trag o dușcă. Așadar, s-a făcut de râs Traian Băsescu, numărătoare inversă pentru el a început și eu vă asigur că până la Paște se va duce acolo unde este locul din canalele portului Constanța. Am evitat un scandal pentru că peste nivelul zilei de ieri, care a reprezentat un triumf pentru democrație, nu se mai putea trece. Dacă vreți să mă întrebați ceva, eu am fost de altfel la guvern. Noi am avut treburi mult mai importante la guvern, unde chiar se muncește. Uite diferența dintre două stiluri de lucru. Domnul Călin Popescu Tăriceanu a muncit și a lucrat cu echipa domniei sale pentru strategia de integrare, l-am rugat eu să o intituleze, nu post-aderare, gata, s-a dus aderarea. Suntem deja în faza de integrare, în timp ce Traian Băsescu a devenit un omuleț, a avut o tomografie computerizată în 23 ianuarie anul acesta. Îmi pare rău că eu spun, dar medicii ar trebui să mai spună care e starea șefului statului în America atunci când a căzut de pe bicicletă sau de pe scaun când mânca un covric George W. Bush și și-a julit nasul, a urlat toată planeta. Este în interesul tuturor să aflăm care e starea de sănătate a șefului statului. Ori domnul Băsescu este în incapacitatea mentală și fizică să mai conducă România. Sunteți de acord cu votul? Asta e o prostie, găselința lui Băsescu. El a văzut că noi nu suntem, a fost informat, a venit
cu zeci de agenți și sepepiști înarmați până în dinți, poate nu știți chestiunea asta, vă spun eu, pentru că sunt atâția colonei generali în jurul meu, cine l-a atacat pe el? Poate așa o sticlă de whisky rătăcită să-l izbească drept în chelie. Nu l-a atacat nimeni, el își face rău, mai mult rău decât își face el singur, nu poate să-i facă nimeni, noi îl compătimim. A venit cu o găselniță, votul uninominal, dar de 3-4 ani alte partide, în primul rând PSD-ul, a propus votul uninominal. În ceea ce mă privește, ca om care știe ceva mai multă politică și politologie decât tot neamul băseștilor și auroracilor din țara asta, eu vă spun că la numai 17 ani de la schimbarea regimului politic din România și de la întreruperea vieții pluripartidice, nu numai pe timpul regimului comunist, ci de la Carol al II-lea, pentru că în 38 Carol a desființat și Parlamentul și partidele politice, după atâta amar de vreme, este nevoie ca partidele să-și exprime identitatea pe baza doctrinelor politice fundamentale, așa că este prematur pentru o țară ca România să neantizeze, să pulverizeze partidele. Cel puțin încă un ciclu electoral trebuie vot pe liste de partid. Dar asta o va hotărâ electoratul. Până la referendumul respectiv vom face însă un referendum pentru debarcarea lui Traian Băsescu. Nu m-a surprins în mod special, e în linia obișnuită, domnul președinte continuă să facă afirmații pe care nu le probează și continuă să-și schimbe punctul de vedere de la o zi la alta. Mă refer aici la poziția față de legea referendum, față de alegerile prin vot uninominal. Până acum, domnul președinte a fost unul din oponenții principali votului uninominal și văd că și-a schimbat punctul de vedere. Invitații jurnalului din această seară sunt domnul Valentin Dinescu, secretar al Comisiei Juridice din Senat, și domnul Valer Dorneanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Cu permisiunea domnului Dinescu, am să încep cu dumneavoastră, domnule Dorneanu. Ați fost președinte al Camerei Deputaților și sunteți specializat în drept parlamentar. Iată, așa cum am văzut, de la această ședință au lipsit atât președintele Camerei Deputaților Bogdan Olteanu, cât și președintele Senatului, domnul Nicolae Văcăroiu. În aceste condiții, discursul președintelui putea avea loc în lipsa cvorumului? Sigur că nu există un cvorum, pentru că nu era cazul să ia o decizie. Frumos era însă ca parlamentarii să poată și să aibă motiv ca să-l primească pe președintele României cu respectul care se cuvine unui șef de stat. Din păcate nu s-a petrecut așa, pentru că mai puține zile în urmă președintele țării s-a adresat într-un mod cu totul jignitor la adresa întregului Parlament și de altfel în întreaga sa activitate pe durata celor două mandate s-a comportat față de Parlament cu insulte și jigniri, catalogându-l șandrama politică în moarte clinică. De aceea au și lipsit partidele din opoziție, nu neapărat ca o afrundă, ca o manifestare de boicot, dar ca o atenționare a președintelui, ca un răspuns la lipsa de respect cu care tot timpul a fost tratat Parlamentul României. Cât privește președintele Senatului, chiar era plecat din țară și nu putea să vină, iar domnul președinte Olteanu cred că era îndreptățit să adopte această poziție ca urmare a faptului că președintele Băsescu i-a adresat insulte grave și n-a aștepta scuze, a aștepta cel puțin retragerea cuvintelor jignitoare pe care le-a spus și din acest motiv eu l-am înțeles că n-a vrut să conducă ședința celor două camere reunite pentru a primi mesajul președintelui. Mesaj care de fapt nu s-a dorit a fi un mesaj prin care să abordeze o problemă națională, o problemă de interes național, a fost un mesaj prin care domnia s-a urmărit două stratageme. Aflându-se sub presiunea suspendării, sub presiunea propunerii de suspendare urmată de un referendum care să ducă la demiterea sa, dânsul a inventat un alt referendum.
De fapt, primul lui scop al prezenței în Parlament, exact pe data când se discuta moțiunea împotriva mânei sale drepte, cum spune presa, ministrul Macovei, a fost acela de a bloca prin prezența sa în Parlament discutarea moțiunii. Ulterior a adăugat și această temă a referendumului național pentru vot uninominal, care constituie de data aceasta din nou o deturnare a sensului următorului referendum, de la referendum de demiterea sa, cum ar trebui să se întâmple pentru întreaga sa activitate, care a însemnat o sfidare, nu numai a Constituției, o sfidare a democrației, a principiilor statului de drept. El a vrut să transforme referendumul care va duce în mod firesc la demiterea sa într-un referendum cu privire la votul uninominal, care nu e necesar. Și o să vă explic de ce, ca să nu monopolizez discuția. Am să-l întreb și pe domnul Dinescu dacă consideră că această propunere a președintelui Traian Băsescu de a organiza un referendum pentru introducerea votului uninominal este o surpriză pentru dumneavoastră. Vă așteptați? Bine, domnul Traian Băsescu în ansamblu este o surpriză și nu numai pentru mine, este pentru toată națiunea română. Dar în ceea ce s-a întâmplat astăzi, a fost, dacă vreți, o chestiune șmecherească, golănească, de iuțeală de mână și nebăgare de seamă. Pentru că domnul Traian Băsescu trimite o primă scrisoare birourilor permanente ale celor două camere, în care solicită ca în data de 13 februarie 2007 să se adreseze printr-un mesaj. Dacă se poate focaliza, se vede, da? Da. Parlamentului României, chestiune constituțională prevăzută de articolul 88 din Constituție. La refuzul politicos. De fapt, atunci s-a dorit deturnarea dezbaterilor pe marginea moțiunii simple introdusă în legătură cu Ministerul Justiției. La răspunsul politicos al celor două birouri permanente că nu se poate în 13, întrucât Senatul este angredat în dezbaterea unei moțiuni care vizează justiția, domnul Traian Băsescu revine cu o scrisoare prin care solicită din nou să se adreseze printr-un mesaj în data de 14 februarie, orele 17, chestiune pe care birourile permanente ale celor două camere și-au însușit-o. Așa știa Parlamentul României în momentul în care eram pregătiți cu toții să asistăm la acest mesaj. Dar pentru că aici, la porțile Orientului, minciuna are picioare scurte, am aflat care este, de fapt, adevărata intenție a domnului Băsescu. A dorit să transforme această întrevedere într-o consultare, zice domnia sa, condiție necesară, potrivit articolului 90, tot din Constituție, pentru demararea unui referendum în problema votului uninominal. De ce vă spun că s-a dorit a fi o șmecherie? Pentru că semantic, etimologic, unde doriți dumneavoastră să plasăm discuția noastră, între consultare și înștiințare este o diferență imensă, uriașă. Dicționarul explicativ al limbii române aproape că nu găsește nimic comun. Ori domnia s-a considera, și s-a văzut și în imagine pe care le-ați prezentat, că și-a făcut datoria de a consulta Parlamentul. Dacă a înțeles domnul Traian Băsescu că astăzi a avut loc o consultare, eu cred că suntem și noi îndreptățiți să considerăm că astăzi am asistat la deschiderea unui aerodrom. Și acum revenind, pentru că bănesc că distinsul domn Dorneanu dorește să vă spună mai pe larg ceea ce are de spus, dacă în ceea ce privește prezența parlamentarilor la acest mesaj pe care l-a transmis inițial președintele României, nu se pune problema unui quorum. În ceea ce privește efectiv consultarea Parlamentului pentru declanșarea procedurilor de referendum, este nevoie chiar să aibă loc în prezența tuturor formațiunilor politice reprezentate în Parlament, care să se pronunțe, rețineți, acele formațiuni prin liderii lor, prin liderii de grup, mă rog, este o chestiune de strategie internă de partid, asupra oportunității, asupra
necesității și nu în ultimul rând asupra modalității prin care să se facă acest referendum. Și de altfel, cred că o să eu iau înainte domnului Dorneanu, ar fi trebuit ca domnul președinte, înainte de a mai arunca încă o dată cu noroi în Parlament și de a pune Parlamentul într-o situație delicată vis-a-vis de modul în care el este receptat în opinia publică, să caute la Arhiva Legislativă și să vadă că PSD-ul are de 2 ani, respectiv din 2005, o inițiativă legislativă pe marginea votului unui nominal. Nu poți acuza clasa politică numai prevarându-te de faptul că viteza de reacție înseamnă și neglijența percepției sau lipsa de percepție. Am să închei spunându-vă că a fost o șmecherie eșuată. Am să vă dau de altminteri și un text constituțional pe care bănuiesc că domnul Traian Băsescu nu-l stăpânește suficient de bine. Articolul 146 din Constituție, care stabilește atribuțiunile Curții de Conturi și care spune la litera I, veghează la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului și confirmă rezultatul acestea. Din acest moment, deja am ieșit din spațiul constituțional, pentru că, repet, numai consultare nu se poate numi ce s-a întâmplat astăzi în Parlamentul României. Domnule Dorneanu, ce presupune acest vot uninominal revenind la... Aș vrea întâi să mai rămânem puțin pentru a defini exact termenii în care s-a desfășurat această procedură constituțională a mesajului. Deci, președintele, într-un mod intempestiv, a spus că socotiți că v-am consultat. De altminteri, vă aduc aminte că în repetate rânduri, dânsul a spus a se consulta înseamnă a asculta pe celălalt, nu înseamnă și ține cont de ce spune celălalt. Deci asta e semnificația pe care o dă el consultării Parlamentului. I-aduc însă aminte că potrivit legii asta înseamnă convocarea celor două camere în ședință în plen și pronunțarea unei hotărâri. Și apropo, ca să nu existe niciun fel de dubii cu privire la quorum, la necvorum acestei ședințe, o ședință pentru a fi legal constituită trebuie să beneficieze de prezența majorității deputaților senatorilor. Totuși ședința s-a desfășurat pentru că nu trebuia un quorum de luat o decizie. Și s-a trecut pentru acest, să-i zic, amănunt, dintr-un respect, nu știu, meritat sau nemeritat, dar din respect față de democrație, s-a trecut peste această idee și pentru acest impas și s-a ținut ședință. Ați văzut de ce înțelege dânsul prin consultare. Aș vrea, pe de altă parte, să vă spun că tema votului uninominal pentru referendum este o temă inutilă, pentru că pe rolul Parlamentului există deja mai multe propuneri legislative, una a PSD-ului, cum a și menționat președintele PRM-ului, mai există și altele, și Parlamentul, dacă există determinarea necesară, dacă și PD-ul și PNL-ul și ceilalți membri ai Alianței și ai Coaliției de Guvernare văd că nu mai există aceasta, doresc să facem votul uninominal, noi în 2-3 săptămâni putem scoate legea cu privire la votul uninominal. Fără să mai punem în mișcare tot angrenajul unui referendum cu cheltuieli de miliarde de lei noi. Deci această temă este inutilă și nu vrea decât să deturneze sensul referendumului de demitere și să-și adune din nou puțină imagine ca unul care vrea vot uninominal. I-amintesc că în legislatura trecută, la un moment dat a existat preocuparea foarte concretă cu un proiect de lege deja elaborat de a se trece la legea votului nominal, pe care PD-ul și cred că nici PNL-ul n-au dorit atunci. Deci toată tevatura aceasta este de fapt o falsă problemă. Iar ideea dumnealui de denoirea clasei politice, de reformă, de fapt o înțelege ca o idee de înnoire a clasei politice în sensul de a se constitui un partid prezidențial care să stea în poziția de drept în fața președintelui. Asta e concepția dânsului despre reforma clasei politice și despre reforma instituțională. Domnule Dorneanu... Dar azi am asistat la o ședință de partid în toată regula. Absolut. Domnule Dorneanu, domnule Dinescu, vă mulțumim pentru că
ați acceptat invitația noastră. O seară frumoasă în continuare vă doresc. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul Valentin Dinescu, secretar al Comisiei Juridice din Senat, și domnul Valer Dorneanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților. Vă reamintesc că astăzi președintele Traian Băsescu a ținut un discurs în plenul Parlamentului. Președintele a propus organizarea unui referendum privind introducerea votului uninominal. Jurnalul Orei 20 continuă. În cadrul întâlnirilor de la Palatul Victoria dintre premierul Călin Popescu-Tăriceanu și liderii partidelor politice parlamentare s-a discutat și propunerea PSD ca alegerile pentru Parlamentul European să fie amânate până la toamnă. Mircea Joan a motivat această propunere prin criza care stăpânește scena politică românească, cu atât mai mult cu cât se profilează un referendum pentru președinte. Să ne apucăm să lansăm pregătirea, să cheltuim bani în condițiile în care se profilează o suspendare a președintelui, un referendum pentru demiterea domniei sale și automat, prin efectul legii, amânarea cu câteva luni de zile acestor alegeri. Credem că ar fi prudent pentru guvern să ia măsuri în consecință și să avem o discuție politică cu privire la o dată ulterioară. Este mai important să clarificăm lucrurile de criză politică internă și să ne concentrăm pe alegerile europene la un moment ceva mai liniștit și mai propice pentru aceste activități. Lucian Bolcaș, vicepreședintele PRM, a precizat că tulburările de pe scena politică nu reprezintă un climat propice pentru alegeri, dar pe de altă parte nu e bine să prelungim statutul de provizorat al reprezentanților României la Strasburg. Care noi susținem propunerea PSD-ului, am înțeles că și Partidul Conservator o susține, pentru că sunt mari turbulențe atmosferice în politica românească. Premierul a zis că lucrurile s-au acutizat în ultimul timp și eu l-am întrebat cine a acutizat aceste lucruri, cine este de vină. Domnul Traian Băsescu are o natură veșnic conflictuală. El se ceartă și cu adversarii politici și cu adepții și cu Duhul Sfânt și cu Dumnezeu din cer, cu toată lumea, probabil și cu el însuși. Când se bărberește dimineață în oglindă, își dă două palme și cine știe ce își reproșează. Însă poate conduce, stimați colegii mai tineri din presă, o țară din scandal în scandal și din tâmbălău în tâmbălău și mai ales din criză în criză. Nu se pot organiza alegeri cu mai puțin de 3 luni înainte de referendum și cu mai puțin de 45 de zile după referendum. Ca atare există riscul ca alegerile pentru Parlamentul European să fie afectate de procedurile de suspendare. Sigur că am făcut un apel la partidele politice să analizeze acest lucru. Spuneam și repet, nu am avut impresia că există disponibilitate pentru o schimbare de atitudine și o schimbare de calendar. Eu consider că este regretabil, pentru că datoria noastră, nu numai a guvernului, cred că și a partidelor, este de a încerca să-și stabilească agenda politică în funcție de interesul României și de interesul cetățeanului. Și cred că interesul... Raportul care investigează posibilitatea existenței bazelor de detenție americane în Europa va fi supus votului Parlamentului European. Consiliul Europei a îndemnat pe europarlamentarii care vor dezbate astăzi textul documentului să voteze după cum le dictează conștiința și să nu se lase influențați de interesul guvernelor țărilor din care provin. Raportul Fava, semnat de europarlamentarul socialist Claudio Fava, rămâne cap de afiș în ceea ce privește controversele pe care le-a generat încă de la apariție. Presa susține că e foarte posibil ca raportul să nu conțină votul europarlamentarilor, pentru că nu există dovezi concrete în ceea ce privește existența centrelor de detenție CIA în Europa. De asemenea, conservatorii doresc introducerea unui paragraf care să stipuleze posibilitatea că CIA să acționeze pe teritoriul statelor europene, atât timp cât nu încalcă legea, iar socialiștii europeni solicită la rândul lor eliminarea paragrafului referitor la sancțiuni și ca anchetarea acestei afaceri să rămână la latitudinea statelor respective. Organizația Human Rights Watch este convinsă de soliditatea dovezilor și a atras atenția asupra consecințelor pe care le-ar avea un raport superficial. Apariția în mass media a informațiilor privind efectuarea zborurilor CIA și a existenței unor centre secrete de detenție pe teritoriul unor țări europene, de unde aceștia erau transferați fie în închisoarea de la Guantanamo din Cuba, fie în țări unde se practică tortura, a dus la declanșarea unor anchete în Italia, Germania și Spania. Procurorii germani și italieni chiar au emis mandate de arestare pe numele celor suspectați de complicitate în operațiunile CIA.
Cel mai modern avion militar, un Hercules C-130H, a intrat de două zile în dotarea Ministerului Apărării Naționale. Prevăzut cu dotări de ultimă oră, aparatul de zbor este capabil să execute orice fel de misiuni, în timp record. Cel puțin asta susțin reprezentanții Ministerului Apărării. Potrivit datelor furnizate de instituții, avionul a ajuns deja la venerabila vârstă de 43 de ani. Avionul C-130 Hercules a fost cumpărat de la forțele aeriene italiene la jumătatea anului 2004 cu fonduri nerambursabile provenite de la Guvernul Statelor Unite ale Americii. Timp de 2 ani a rămas la sediul unei firme americane unde i-au fost aduse îmbunătățiri și modernizări plătite de statul român. În acest timp, practic, a fost necesară schimbarea întregului aparat de zbor, de la structura de rezistență, motorizare, instalații pneumatice și hidraulice, până la modernizarea sistemelor de comunicații și navigație. Numai în aceste condiții putea să facă față misiunilor din teatrele de operații, dau asigurări oficialii români și americani prezenți la inaugurarea celui mai performant aparat militar de zbor intrat în dotarea armatei române. Până acum, militarii noștri au avut la dispoziție 4 avioane Hercules C-130B, care au la activ peste 10.000 de ore de zbor. Misiunile cu avioanele de transport strategic sunt, de fapt, cerute de către celelalte categorii de forțe, de alți beneficiari, iar noi nu facem altceva decât să furnizăm o capabilitate care a apărut în armata noastră în 1996. E important să reținem că niciodată, dar absolut niciodată, armata României, România, nu a apelat la o altă forță aeriană pentru a-și îndeplini misiunile de transport în sau din teatru. Felicitat și de atașatul militar al Statelor Unite pentru noua achiziție, militarii români au uitat să precizeze cât de sigură este aeronava pentru cei care vor zbura cu ea, în condițiile în care data primului său zbor a fost 30 noiembrie 1964. Ploile din ultimele zile au afectat peste 40 de localități. Deși nu s-au înregistrat victime, au fost inundate locuințe, poduri și anexe gospodărești. Județele Alba, Bistrița, Năsăud, Timiș, Arad, Cluj, Maramureș se numără printre cele care nu au scăpat din calea apelor. Pe lângă inundații, ploile au adus și alunecări de teren în județele Bistrița, Năsăud și Alba. Situația a devenit destul de gravă, iar prefecturile județelor Arad, Caraș-Severin, Cluj, Hunedoara și Timiș continuă să fie și ele în alertă maximă. Viiturile apelor pot deveni periculoase pentru viețile oamenilor, nefiind exclusă nici depășirea cotelor de inundație. Avertizările hidrologice ce au fost trimise și în alte 15 județe din țară semnalează creșterea debitelor și nivelurilor cu posibile depășiri ale cotelor de atenție și inundație. Investițiile care ar trebui făcute în construcția de parcări din București ar putea ajunge la 500-600 de milioane de euro și se vor implementa după o strategie promovată de Primăria Capitalei. Primarul general Adrian Vidanu a spus că operatorii interesați să facă o astfel de investiție au nevoie de un parteneriat cu municipalitatea, ținând cont de anvergura proiectului. Strategia de parcaje pentru parteneriate publice-private se va face cu ajutorul unui grant de 600.000 de euro, asigurat de BERT prin guvernul spaniol, și vizează o analiză a posibilităților curente și a cererii locurilor de parcare în centrul capitalei. Potrivit primarului general, studiul va fi finalizat în luna iulie și va stabili modul de parcare care trebuie aplicat în oraș în funcție de trafic. Strategia se va referi numai la inelul principal al orașului, respectiv zona Ștefan cel Mare, pasajul Basarab, trafic greu, Piața Sudului. Ulterior, aceasta urmând să fie extinsă și spre periferie. Adrian Vidanu spune că există în prezent un raport preliminar al strategiei, care permite demararea unor licitații pentru construirea 15-17.000 de locuri de parcare în 20 de locații din centrul orașului și care vor desemna un singur câștigător. Primul parcaj care se va adjudeca în această perioadă este cel de la Gara de Nord, la care lucrările vor începe anul acesta. Angajații Metrorex au ieșit astăzi în stradă. Aproximativ 2000 de angajați au protestat în fața Ministerului Transporturilor, nemulțumiți de negocierile purtate cu conducerea Metrorex. Protestul a fost urmat de un marș până la sediul guvernului. Sindicaliștii au refuzat să încheie contractul colectiv de muncă pe anul acesta, în condițiile în care nu vor obține salarii mai mari.
Sindicaliștii cer majorarea salariilor cu 40% față de nivelul actual, însă până în acest moment conducerea companiei a refuzat negocierile pe motiv că cerințele salariale sunt prea mari. Salariul mediu al lucrătorilor de la metrou este aproximativ 1.000-1.200 de lei. Greviștii mai cer, pe lângă majorările salariale, și acordarea alimentației de protecție, îmbunătățirea condițiilor de muncă, asigurarea de scule și piese de schimb, precum și a uniformelor de serviciu. Protestele vin după ce administrația a retras oferta de majorare a salariilor cu 6%, făcută la negocieri, deoarece bugetul nu a fost aprobat. Această acțiune face parte din calendarul pe care l-a fixat la nivelul Uniunii Sindicatelor Libere Metrou, în urma expirării contractului colectiv de muncă și nesoluționarea revendicărilor noastre. Trebuie ca să sesizăm pe cei în drept care trebuie să aprobe bugetul pentru a fi evitată greva generală. În cazul în care, în urma grevei de avertisment din data de 18 februarie, nu se va da curs solicitărilor sindicaliștilor, în perioada 23-25 februarie se va declanșa greva generală. Pe perioada grevei generale, trenurile vor circula între orele 17-24 pentru a asigura o treime din capacitatea de transport, așa cum prevede legea. Persoane au fost ucise și alte 20 rănite într-un cartier creștin din nordul Beirutului în urma a două atentate cu bombă. Cele două explozii au distrus două autobuze care făceau legătura între Big Faya și capitala Beirut. Atentatul are loc cu doar o zi înaintea împlinirii a 2 ani de la asasinarea fostului premier libanez Rafik al-Hariri. Potrivit autorităților libaneze, majoritatea victimelor sunt muncitori care se aflau în drum către servici. Cele două autobuze făceau legătura dintre Big Faya, orașul fostului președinte libanez Amin Gemayel, asasinat în luna noiembrie anului trecut, și capitala Beirut. În momentul exploziei primului autobuz, șoferul celui de-al doilea a încercat să scoată autovehicolul de pe șosea, moment în care a avut loc cea de-a doua explozie. Șoferul primului autobuz a fost ucis pe loc, în timp ce conducătorul celui de-al doilea autobuz este grav rănit. Explozia a fost atât de puternică încât părți din corpurile pasagerilor au fost împrăștiate pe o rază de 50 de metri în jurul autobuzului. În Beirut se menține o stare de tensiune după ce luna trecută au avut loc lupte de stradă între susținătorii și oponenții guvernului libanez pro-occidental, soldate cu 9 morți. Partizanii guvernului de la Beirut plănuiesc pentru astăzi un marș în memoria fostului ministru libanez Hariri, în ciuda prezenței în zona a unor grupuri de opozanți. În Liban, de la asasinarea primului ministru Hariri în februarie 2005, 15 politicieni și jurnaliști au căzut victime ale atentatelor. Majoritatea libanezilor cred că în spatele asasinatelor s-ar afla guvernul sirian, Damascul negând însă orice implicare. Alături de autoritățile libaneze, o comisie ONU investigează la rândul ei incidentele. La Zahedan, în sud-estul Iranului, 18 persoane au murit după ce o bombă a explodat în momentul trecerii unui autobuz al trupelor de elită iraniene. Până în acest moment nu se știe dacă printre victimele atentatului se află și membrii ai Gărzii Revoluționare. Potrivit autorităților, bomba a fost ascunsă de rebeli înarmați într-o mașină și a fost detonată în momentul trecerii autobuzului, care aparținea Gărzilor Revoluționare, trupele de elită ale Iranului. Inițial, oficialitățile iraniene anunțaseră că bomba a explodat la bordul autobuzului. Comandantul militar iranian, Qasim Rezai, a declarat că cele 18 victime sunt niște martiri. Rebelii și cei care au creat panica au ucis acești martiri într-un act terorist îndreptat împotriva națiunii iraniene. Până la acest moment, încă nu se știe sigur dacă printre victimele atentatului se află și membrii ai Gărzii Revoluționare. Televiziunea iraniană a difuzat imagini de la locul dezastrului. Bucăți din autobuz au fost împrăștiate pe o suprafață de câțiva zeci de metri. Orașul Zahedan este situat la granița Pakistanului și Afganistanului, zona în care au loc frecvente violențe între forțele de securitate iraniene și grupuri înarmate ale traficanților de droguri. Explozia unui camion capcană lângă un liceu din Bagdad a lăsat în urma ei 3 morți și mai multe persoane rănite. Incidentul survine la doar o zi după atentatele cu bombă din două piețe principale situate în centrul orașului. Poliția a declarat că bomba a fost detonată într-o parcare aflată între Colegiul de Științe Economice și un magazin alimentar care aparținea Ministerului Comerțului irachian. Un martor a declarat că explozia a omorât 3 oameni și a rănit alte câteva persoane. Explozia vine la doar o zi de la atacurile cu bombă care au ucis mai mult de 70 de oameni în două piețe situate în centrul Bagdadului. La începutul săptămânii trecute, forțele americane și cele irachiene au lansat un nou plan de securitate în Bagdad. Ambele părți își doresc ca prin noile măsuri adoptate să reducă violențele care au făcut din Bagdad unul din cele mai periculoase orașe din lume.
Președintele George W. Bush dorește trimiterea unui număr de 17.000 de soldați americani în Bagdad, în speranța că prezența acestora va reduce violențele dintre șiiți și suniți. Încercările de până acum de a opri violențele din capitala Irakului au eșuat, iar analiștii politici se întreabă dacă nu cumva este prea târziu pentru noul plan, într-un oraș în care războiul civil durează deja de 4 ani. Strategia președintelui Bush se lovește și de criticile a tot mai multor americani care nu mai doresc trimiterea de noi trupe în Irak. 2 morți și mai mulți răniți, acesta este bilanțul violențelor sângeroase de la sfârșitul săptămânii trecute din Kosovo. Reprezentantul Statelor Unite, Steven Shook, aflat în Kosovo, a declarat că provincia sârbă se află acum în pragul unei decizii capitale privind viitorul ei. Totodată acesta a mai precizat că Statele Unite ale Americii urmăresc cu mare atenție situația din această provincie. Situația tensionată din ultima vreme s-a amplificat chiar înaintea discuțiilor parlamentare programate pentru data de 16 februarie și a negocierilor sârbo-albaneze, ce vor avea loc la Viena începând cu data de 21 februarie. Dacă planul Națiunilor Unite prezentat în această lună va fi adoptat de către Consiliul de Securitate al ONU, sunt șanse pentru o soluție pașnică în Kosovo. Planul care propune un guvern propriu al etnicilor sârbi a deranjat însă majoritatea albaneză din provincie. Reprezentantul american din Kosovo, Steven Shook, a declarat că provincia se află acum în pragul unei decizii capitale privind viitorul ei și că întreaga lume urmărește cu atenție reacția albanezilor. În fața clădirii Parlamentului, unde a avut loc întrevederea dintre cei doi, s-au adunat un grup numeros de protestatari. Armata americană și poliția din Kosovo au folosit gloanțe de cauciuc pentru a împrăștia pe cei aproximativ 3.000 de etnici albanezi care protestau împotriva planului american. Poliția a fost nevoită să ia măsuri defensive atunci când protestatarii au început să forțeze intrarea în Parlament. Violențele din ultima vreme sporesc teama țărilor occidentale cu privire la un posibil război civil, în cazul în care nu se va găsi o soluție de compromis între cele două părți. În urma acordului încheiat la Beijing, Coreea de Nord va primi circa 1 milion de tone de petrol și 1 milion de kilowați în schimbul renunțării la programul său nuclear. Acest acord a venit la capătul unor îndelungi negocieri desfășurate cu Statele Unite, Rusia, China, Coreea de Sud și Japonia în capitala Chinei. Autoritățile de la Phenian ar fi solicitat inițial o cantitate dublă de petrol și de energie electrică, în schimbul semnării proiectului prezentat de către China și celelalte state implicate în negocieri. Coreea de Nord s-a mai angajat să oprească reactorul nuclear de la Yongbyon și să predea experților ONU toate echipamentele achiziționate ilegal, prin intermediul unei rețele pakistaneze. Singurul obstacol care mai stătea în calea semnării acordului era legat de valoarea compensațiilor energetice care vor fi acordate în schimbul sistării programului nuclear. Guvernul american vrea să ofere autorităților comuniste nord-coreene doar asistența în domeniu, nu și energia electrică. Negociatorul american Christopher Hill a declarat că Phenianul va primi și o anumită cantitate de energie numai în condiția în care va opri producția de plutoniu. John Bolton, fostul ambasador american la ONU și șeful Comisiei de Control a Armamentului de Distrugere în Masă din cadrul Departamentului de Stat, a criticat în termen dur încheierea acordului. Potrivit acestuia, America a dat dovadă de slăbiciune într-o perioadă în care mai mult ca oricând este nevoie de hotărâre, având în vedere ambițiile nucleare ale Iranului. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante știri ale zilei. Rămâneți în continuare alături de noi. După o scurtă pauză, urmează știrile din sport prezentate de colega mea, Mia Ndajianu. Să aveți o seară excelentă!
îți oferă mobilă elegantă, modernă, fiabilă. Biroul și casa ta devin mai calde, mai primitoare. Mobila noastră creează o ambianță excelentă, pentru că are stil, bun gust, dar și rafinament. Mai mult, poți cumpăra de la Schistel și instalații termice, elemente sanitare și electrocasnice. Produsele Schistel pot fi achiziționate și în rate. Schistel înseamnă calitate.